în timpul filmărilor și pentru actori în a interpreta niște personaje atât de bine conturate și care probabil sunt diferite de personalitatea lor de zi cu zi. Mulțumesc! Da, pentru mine a fost toată perioada și de pregătire și de finanțare, pentru că sunt și producătorul filmului. A fost una foarte grea, mai ales la filmări, pentru că am avut doar 30 de zile de filmare și scenariul avea 130 de pagini și a trebuit să filmăm, nu știu, dacă facem acum o medie, cred că ajungem la 5-6 de minute de film util pe zi, ceea ce înseamnă dublu sau triplu decât normal. Deci a fost foarte obositor, am lucrat 13-14 ore pe zi. Pentru mine rolul a fost o mare bucurie, mi-a plăcut extraordinar de mult scenariu. Am lucrat împreună foarte bine și nu o spun dintr-o politețe, și o spun din toată inima. Nici o secundă nu mi s-a părut ușoară sau grea. Am avut senzația că împreună cu Călin știm ce avem de făcut și atunci, chiar dacă a fost un lucru greu, sunt fericită. Din punctul meu de vedere, cred că scena de final a fost cea mai dificilă. Toată lumea plânge, e foarte ușor să greșești, să pierzi măsura. Camera era foarte aproape de noi și trebuia să scripăm multe fără să facem prea mare lucru concret în gesturi sau acțiuni. Și asta mi s-a părut cel mai dificil. În ce mă privește, secvența care mi-a dat cele mai mari emoții și care a adunat, a concretizat cea mai mare tensiune a fost secvența aceea cu mama, cu Cornelia. Am avut tot timpul în spatele gândului un subgând să fie în slujba filmului și a poveștii și să nu cadă în, nici în derizoriu, nici în sordid, nici în vulgar, nici în o confruntare neapărat clasică românească între mamă și vezi doamne noră. Măsura a ținut-o Călin, a știut precis, foarte precis ce vrea și mie mi-a folosit foarte tare să mă uit cu ochii cât ce pe la luminița, cum îi ascultă indicații și am învățat de la ea. Dar... N-aveam un control. Pe scurt, asta a fost pentru mine cel mai rău, dar în același timp și cel mai fructos în moment din filmării.